Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Witch It, aici alături de Sinner și de mica mea armată. Suntem și live, doar că e cu șustă. E bine, s-a făcut un update super, super, super tare, super, super la ciocanele. Păi, cine lu? What? Ok, acum am aflat ce era aia. S-a făcut un update super tare aici pe Witch It. E bine, niște skill-uri noi și... multe, multe schimbări în favoarea Witch-ului, în mare parte. Update-ul ăsta e mai mult pentru Witch, să zic așa. De ce? Hai să dau și un gain aici. Hai să începem totuși cu Hunter-ul, că sunt un Hunter și îl căutăm pe Sinner. S-a băgat un skill nou, un spell nou, mai bine zis. Nu este foarte util, nu l-am echipat, o să-l echipăm runda viitoare. Și ce face el mai exact? E bine, te trântești de pământ, dar nu știu exact dacă dai damage sau ce faci mai exact, pentru că nu am văzut să dai damage. Runda viitoare, dacă dă sau nu. Da, la Witch în schimb, deci cam asta ar fi toată treaba la Hunter. Bine, mai nasol e că nu mai poți să spamezi acum V-ul, că poți să-l ții așa totuși. What? O să ți-a apăsat. Nu s-a auzit, nu sunt niciodată. Zip, ceva. What? Așa. Și nu mai putem să spamăm acum, după cum observați, dăm încet și cam aia ar fi. În schimb, la Witch s-au făcut câteva chestii destul de tare, destul de tari, pardon. Super, super. S-a băgat un spell destul de șmecher. Da, ați văzut spellul nou de la Hunter. Mă, ce țintă am. Uite, și ăsta este spellul nou de la Witch. Ei bine, te poți transforma instant într-un obiect și nu îl clonezi, te transformi în el. Eu pe mapa trecută mă transformasem într-un tablou și am rămas exact pe perete, ceea ce înainte era destul de greu realizat. Dar, ei bine, acum este foarte, foarte ușor și chestia asta ajută enorm Witch-ul pentru că tu nu mai poți nici să spamezi V cum făceam noi înainte. Și nu poți să-ți dai seama, instant. Corect, corect. Și nu uitați, apăsați acolo butonul de like, aici cu echipa Eric. Vezi să-i faci și tu ăla la băiem. Forță! Am găsit băieți. Unde ești, un indiciu? E super. Super, super. Unde-s mulți, nu? Da. Ești un butoi? Nu zic nu. Mom. Fii atent, m-am pus. Știi că era turnul ăla de butoaie. Cu spellul ăsta nou, te așești tu pe unul de la mijloc, gen, știi? Da, știu. E super OP, super, super. De ce am impresia că cine vei chestia aia? Nu-i, mamă! Și cu cât ești la mai înălțime... Da, am observat. Dar nu cred că dă damage, asta e ideea. Nu am văzut să dea, știi? Da, dar ce rol are avea? Nu știu, chiar nu știu. O să testăm episodul următor. O, episodul următor, pardon, runda viitoare, dacă pic tot de ăsta. Dacă pic aici, o să vă arăt cum funcționează ăsta nou. Bine, probabil update-ul este de ceva timp din moment ce mi-a zis lumea pe live, dar pentru mine e wow. Adică nu am mai intrat și... Bă, cum observați, am tot levelul ăla unde sunt, am 27. Nu am crescut, în schimb am o grămadă de drop, am avut două dropuri de când am intrat, ceea ce e wow, într-o oră să ai două dropuri, e o super. Super. Nu! Nu! A, sunt în bază, hă? Minze, adică nu? Băi, 5 secunde! Minți! Drop! 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 Iară! Super! O chestie. Hai să luăm și skill nou. Aici este. Știți că înainte aveam 3. Acum e bine, avem 4. Cine nu dă ready? Super, super! Super! Să ne dăm și noi în ciocanele. La bălci. Nu la bălci. Carrefour. Ba la bălci. Era bălci. Da, da. Mai există bălci sau e un termen vechi? Bălci e un fel de târg, chestii cu ciocanele. Nu știu, adică bălci îmi sună ceva chestii care erau acum mult timp. Bălci. Poare,
mai vechi. Chiar, e. Acum, un fel de festival. Da, acum așa se... Festival, eveniment. Și cu cât o să cadă la o înălțime mai mare, cu atât o să vedeți că raza asta este mult mai, mai mare. O să fie super tare. O să mergem la bâlci. Super, super. În stare 35, cel mai mare din cameră, după Damian, după eu cu Alex, după Sinner, Vlad. Ia, hai să vedeți. Bu, mamă, cum s-a auzit. Da, da, efectiv nu face nimic, nu știu exact care e. Tu ești la gri? Bă. Mai că arată fain. Te văd. A venit unul, o sticlă de vin s-a transformat. Da, e OP chestia asta. A trecut pe lângă tine. A trecut pe lângă tine. Până dai ăla fuge. Tipu. Nu cred. Mi-a luat forța steaua. Forța stela. Bă, acum Witch-ul nu mai aruncă de alea. Acum Witch-ul e efectiv un props. Nu cred. Gata, e deja devine Garry's Mod. Mă, e prea greu, trebuie, nu, următorul update trebuie să facă ceva și pentru Hunter. E prea greu pentru Hunter. Măcar de puteai să spamezi ăla, melee, ateco. Acum nici ăla nu mai poți. Nimic. Nu mai e super. Deci nu pot să spamezi absolut nimic. Nu, cred că astea le verifică, știi? Adică altceva nu prea văd. Și acum e bine să cauți de obicei astea de sus, e Bă, ești nebun? E foarte ușor să te transformi la înălțime. Sau orice chestie banală. Pe care noi o vedem pe aici. Câți mai sunt? Sinner, Alex și Mo. Mă mir că n-am picat Hunter. Gata cu Mo. Mo și Foca, mai Alex. Și tu. Eu nu mai sunt. Un indiciu? Bă, pământul. Vezi pământul. Văd un glob. Mai mult nu pot să-ți dau. Vreau și eu să câștig. Corect. Tot mă chinui, mereu la limită mă luați. Pam, 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 pam. Mamă, ce sare om. Am observat. Ia căută-l-mă pe Alex ăla. Nu? Stai că ai găsit pe unul. N-ai găsit. Nu! Mamă! Aha! Dar n-am prea bun indiciu. Și-a mai pălbuit odată acolo. Ei, era și pe aici un glob. Stai că vreau și o să sar de la înălțime măcar odată. Mamă, cum s-a auzit. E pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Chiar sunt curios unde e. Nu iese. Mamă, ia uite, Marian Trex, forță, hai că v-am arătat și skill-ul nou, bă, ăsta e puțin bătut în cap. Bine, după numele ei, adică uite-te în ceea ce... Ez, mi-e frică. Ești bun, mă. E ceva de ăsta, nu știu.
Hardcore, try ușor? Hard. Eu, da, dă-i, F4. Mamă, ți dă-i în mare, mă. Da, vă rog, eu F4, nu. E prea... Cică, ha, ăla e! Hai să-i dăm kick de fiecare dată când intră. De cum ar fi? Thank God. Adică nu săracul, că ia uite, dă-i însă o dată, stai că-i dau eu. Dă-i tu, dă-i pentru atitudine negativă. AFK. Tot aia. Bă, nu-i dați, bă, nu. Ce? Gata, iar. O să dea rage, fii atent că o să intre și o să înjure cât poate. Deci fii atent, dar nu o să se întâmple chestia asta. Eu sunt pregătit de aici cu vot kick, adică... Imediat. Eu n-am ca ce să mă transform, vere. Nimic, nimic. În ciocanele. Era un cioca pe aici. Hai că nu mai intrăgat, s-a supărat. Păi mă frate, dacă stai joacă-te în voia ta acolo. Da, da, ce acolo? Corect, corect, nu, easy. Ha 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 sau... Ai câștigat. Ai și, are și el noroc odată că a găsit-o ascunzătă. Nu, e, joacă mult, dacă joci mult găsești, știi? Și le înveți. Corect. Și explori mapa și știi pe unde poți să te bagi, ca șobolan. Hai să vedem, deci ăsta este spell-ul, ați văzut, m-am transformat, nu am duplicat item-ul. Uite, mă fac aia, bam, deci, dar ideea este că dispare. Ce te transformi, dispare și... Hai să mă facă o cănuță pe acolo, dar da. Pardon. Am găsit șpilul. M-a văzut. Am găsit șpilul la skill-ul ăla care-i treaba cu el. Aruncă tot din jur, dar witch-ul nu-l aruncă. Lol. Deci doar witch-ul nu poate să-l miște. Deci ce vezi că se mișcă în jurul tău, în afară de un cubuleț ceva, ăla e witch. Bine, dar trebuie să te arunci de sus ca să-ți dai seama, știi? Deci așa funcționează chestia asta, destul de interesant, nu știu. Am înțeles. Că am văzut că a aruncat absolut tot din jurul meu, doar pe mine nu m-a aruncat și eram o oare de aia. Deci eu nu cred că a mai venit cineva, să fiu sincer. Prin casa asta, bine, într-un fel spell-ul e cam inutil. Witch-ul e destul de OP. Acum. Să știi. De efectiv nu mă găsesc ăștia. Pentru că e un spot greu de ajuns la el. Ia uite, rip, mă. Un spot greu de ajuns? Ok, nu ești ăla. Bă, lumânare mov! Lol. Lumânări mov! Aaaa, mă las-o! Wow, n-am mai văzut în viața mea lumânare mov, ești nebun? Am făcut o poză. Mă, ăsta de treabă că... n-am noroc. Rage! Rage! Da, mă, băieți, episodul acesta vă lăsăm și noi aici, ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa!